Salut tuturor, sunt Radu Dumitru și am primit pentru teste un nou aparat electric de bărbierit. Este un Philips din seria 7000, mai exact modelul S7720. Are un mâner solid, stă foarte bine în mână, este cauciucat, este complet rezistent la apă, poate fi folosit și în duș. Și te poți bărbieri inclusiv pe uscat, adică fără spumă, fără apă, fără nimic, direct. Acesta este sistemul cu 3 lame, are un cap flexibil și fiecare lamă în plus se adaptează conturilor feței tale. De asemenea, este imposibil să te tai cu el. Lama reală este undeva sub acest grătar de protecție care doar introduce acolo firul de păr pentru a fi tăiat. Haideți să-l vedem cum funcționează. L-am încărcat acum. Este suficient să-l ții 5 minute în priză pentru un bărbierit și dacă îl încarci timp de o oră, îți ajunge pentru un total o altă oră de bărbierit. Haideți să-i dăm drumul și să trecem la treabă. Nu e nimic deranjat, nu simți nimic neplăcut la față. Ce îmi place de asemenea este că nu cade niciun fir de păr. Totul intră aici înăuntru, îl vei spăla după aceea, dar momentan este totul curat aici. Eu, în acest moment îl testez la mine la birou. Poți face asta inclusiv, nu știu, în mașină dacă ești blocat în trafic sau în concediu undeva, nu mai ești nevoie să iei cu tine spuma de ras sau așa. Bun, în principiu cam asta a fost. Cred că m-am bărbierit chiar prea mult. Ți-a câteva minute să faci asta. Pielea nu are de ce să se irite pentru că lama nu intră în contact direct cu pielea și atunci e o senzație mult mai ușoară. Sigur, cu o oglindă în față aș putea să mă uit mai bine dacă m-am bărbierit chiar perfect. Dar până atunci sunt foarte mulțumit de aparat. N-am nimic de reproșat, merge bine și haideți să vă arăt și cu ce alte accesorii vine în cutie, pentru că primești destul de multe în pachet. Iată mai în detaliu aparatul. Cum vă spuneam, mâner cauciucat, stă foarte bine în mână, elementele sunt toate mobile și se mișcă pe 5 direcții. Aici un indicator despre nivelul bateriei. Ceva mai zgomotos decât fratele său mai mare, că am testat anul acesta și unul dintr-o serie mai bună. Dar nimic deranjant. Aici scrie undeva că este rezistent inclusiv la apă. Pe aici se încarcă, nu vă mai arăt acum încărcătorul. Un accesoriu găsit în pachet este acest trimmer pentru aranjarea detaliilor sau perciunilor, să zicem. Montarea e foarte simplu. Scoți pe acesta, introduci pe acesta. Un alt accesoriu găsit în pachet este husa de transport. Solidă, rezistentă. Pui aparatul aici și îl poți transporta în bagaj fără teamă că va fi lovit sau deformat de ce mai e pe acolo. Iar un accesoriu și mai mare este acest mare dispozitiv de curățare. L-am văzut și înainte. Pui aici alimentarea. Undeva în partea de jos se deschide acest raft și introduci lichidul de curățare. De asemenea și acesta este în pachet. Introduci aici capsula de lichid. Îl închizi desigur. Pui aparatul aici. Și îl închizi de sus. Dacă ar fi alimentat, lichidul de curățare începe să curețe lamele și se recomandă să faci asta periodic, nu foarte des, dar din când în când pentru a-l igieniza. Are un ciclu automat. Lamele în sine, în manual scrie că ar trebui să le arunci după 24 de luni și desigur poți cumpăra altele, se pot schimba individual. Dacă le demontezi, poți să scoți doar câte o lamă, nu e musai să cumperi un cap întreg cu 3 lame.
Cam acesta este aparatul. Citiți pe blog toate detaliile în articolul text și ne auzim cu ocazia următoare.